Miercuri s-au disputat meciurile din prima etapă a Cupei României, faza județeană. O ediție cu numai 19 echipe înscrise în competiție, practic o treime din formațiile existente în ligile 4 și 5. Municipiul Giurgiu nu este reprezentat în faza județeană a Cupei, atât CSM Dunărea cât și CS Nova Force, nedorind să se înscrie în competiție, invocând problema fondurilor. Din cele 9 jocuri disputate în prima fază, doar în 2 s-a consemnat surprize. Liderul Ligii a 4-a, Seria Sud, Viitorul Vede, a pierdut la penaltiuri meciul cu ASE Mihai Bravu, în timp ce Argeșul Mihăilești a cedat tot la penaltiuri jocul disputat în compania celor de la Progresul Valea Dragului. Campiona sezonului trecut, FC Bolintin, a stat în această etapă, calificându-se automat în faza următoare. Iată rezultatele complete ale Cupei României, faza județeană. Formația câștigătoare a fazei județene a Cupei României va evolua în faza națională a Cupei ediția 2014-2015.